Sughițul apare când diafragmul, mușchiul care separă cavitatea toracică de cea abdominală, se contractă forțat, urmat de închiderea rapidă a corzilor vocale. Apare din viața intrauterină, este normal la bebeluș și se spațiază în primul an de viață. Este favorizat de supraalimentație, de excesul de gaze, precum și de refluarea conținutului gastric în esofag. În general, reprezintă o problemă mai degrabă pentru părinți decât pentru copil și nu are legătură cu senzația de frig a bebelușului.